Absența măsurilor de control asupra înmulțirii pisicilor a făcut ca numărul acestor animale să crească extrem de mult în Ploiești. Hrănite de locatarii blocurilor și găzduite prin subsoluri, micile feline au ajuns o adevărată problemă. Medicii veterinari atrag atenția că aceste animale sunt purtătoare de rabie, una dintre cele mai grave boli, precum și parazitoze, care se pot transmite cu ușurință la persoane mature și în special la copii. În punctul meu de vedere, cred că ar trebui luată o hotărâre, în primul rând, de către asociația de proprietari, fiindcă nu mi se pare corect ca într-un bloc în care sunt 20 de familii să facă unul ce vrea. Da? Vrei să le iei, bagă-ți-le undeva și vrea ghiza, nu le pui scara blocului sau în subsolul blocului și mai departe. De exemplu, eu am lângă mine la bloc una care v-a zis, a desfăcut o plasă de aia, probabil care ia boxa acolo din subsol, și efectiv pe plasa aia intră cel puțin 15 pisici. Este dimineața, are o fiecare castrona și cu mâncare, cu bobițe, cu apă, cu tot ce vrei. Foarte mulți locuitori ai Ploieștiului au solicitat serviciile hingherilor pentru a scăpa de pisicile care le infestează zona cu purici. Însă răspunsul acestora a fost că nu există un adăpost pentru pisici și nu au ce să facă cu ele. Directorul Direcției Sanitar-Veterinare Prahova, doctorul Mihai Terecoasă, avertizează că puricii care sar de pe pisici pe oameni pot transmite boli grave. Totodată, parazitozele interne ale pisicilor se pot transmite cu ușurință la copii prin atingerea acestora. Directorul DSVSA Prahova susține că este necesară construirea unui adăpost pentru aceste animale, dar și adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local de interzicere a creșterii pisicilor în jurul blocurilor.